Primăria municipiului Drobeta Turnu-Severin, prin administrația domeniului public, a executat lucrările de asfaltare a parcării aferente blocurilor S6V și S5V situate pe străzile Orli și Calonfirescu. O nouă parcare prinde contur în Drobeta Turnu-Severin, în zona blocurilor S6V și S5V. S-a lucrat intens atât la amenajarea parcării, cât și la reabilitarea căilor de acces și aleilor pietonale. Aveți probe de lucru când reușim să terminăm? Astăzi se termină, deja s-au trasat liniile, s-au făcut premarcajele scoate făcute, trebuia să numărătoare. Da, deci dăm drumul. O oră sau sute. Da? După ora două, sigur. La două, sigur, e deschis. Bine, acum mai greu să spui că nu se usucă. Da. Da? Deci terminăm astăzi, da? Terminăm. O problemă ceva nu este, nu? Totul în regulă. Cu un număr de peste 42.000 de autovehicule înmatriculate, municipiul nostru se confruntă cu o reală problemă în ceea ce privește locurile de parcare disponibile, motiv pentru care promisiunea primarului de a continua programul de modernizare, reabilitare și construire de parcări noi se materializează. Da, suntem în zona fabricii de bomboane. Astăzi este ziua în care vom preda această parcare. A fost o investiție de aproape 1 milion de lei. Toată zona a fost reabilitată. Pe lângă parcare am reabilitat și trotuarele, spații verzi, am pus și stâlpi de iluminat. Am iluminat toată zona. Dacă bine știți, aici erau garaje, erau lucrurile destul de încurcate. Am ras toate garajele și am făcut o parcare frumoasă, civilizată, modernă. Oamenii sunt foarte mulțumiți, asta ne și dorim. De fapt, în momentul în care plecăm la drum cu o investiție, cel mai important este ca oamenii din zona respectivă să fie mulțumiți și severienii în general, pentru că intrăm și mergem în toate zonele în care este nevoie. Edilul orașului afirmă faptul că urmează și reabilitarea altor parcări din municipiu, deoarece numărul mașinilor s-a înmulțit, iar primăria vrea să vină în sprijinul locuitorilor. Investiții în această zonă nu au mai fost făcute de pe vremea lui Ceaușescu, acolo fiind mai multe garaje insalubre, menționa primarul Marius Creciu. Au fost create 71 de locuri de parcare. Astăzi, în jurul orei 14, va fi deschisă parcarea pentru a parca toți locatarii. Urmează și înlocuirea băncilor care sunt cu defecte de pe zona de parcare, să fie totul nou și frumos. În cât timp se execută această lucrare? Partea de marcaje vă pot spune, pentru că acolo am lucrat eu. Marcajele au început premarcarea de ieri, astăzi se face marcarea și la ora 14 se finalizează. Parcarea dispune de 71 de locuri, iar locatarii se arată foarte încântați de noua înfățișare pe care a dobândit-o cartierul. Înțeleg că e mai curat, bineînțeles, fantastic de curat, dar nici nu pune problema. Dar v-am spus, deci ce este superb. Prin acest proiect de reabilitare a parcărilor, orașul Drobeta Turnu-Severin își schimbă înfățișarea, iar locuitorii nu pot decât să se bucure.